Salutare și bine v-am găsit cu încă un nou mod de prezentare pe Euro Truck Simulator 2. Este vorba despre, de data asta este vorba despre un Ford Focus RS. Tot mă gândeam să caut încă o mașină, marca de mașină cu care să filmez. Am filmat până acum cu Lamborghini, am filmat până acum cu Alfa Romeo, am filmat cu Volkswagen, am filmat cu Mustang, că na, până la urmă, tot acolo e. Tot din gama Ford vine. Dar bă, n-am filmat cu mașina pe care o dețin ca în realitate per familie, adică cu familia. Este vorba despre în realitate am un Ford Focus din 2006 combi. N-am găsit modelul pe site-urile de moduri ca să pot filma cu acel mod, așa că am luat un alt Ford Focus. Este vorba despre un Ford Focus RS care vine cu mai multe modificări pe bara față. Puteți să băgați să adăugați o bară de genul, farurile le puteți pune cu tenta neagră, cum le-am făcut-o eu. Pe plafon puteți adăuga full carbon, plafonul full negru, stock sau cu trapă, cum o am eu cu trapa pe ea. Și pe partea de lateral, pe partea de suspensie, o puteți să sară jos, cum acum asta e maximumul ca să fie cât de jos posibil. Gențile le puteți schimba și astea, eu le-am pus pe astea, că astea vin stock pe Ford Focus RS, ci în realitate. Și pe partea în spate am adăugat o bară, deci bara asta cu două tope de eșapament stânga-dreapta. Pe port bagaj puteți adăuga lipul, care nu știu dacă e vizibil acum, pe că totuși culoarea neagră și mașina și lipul tot la fel. Geamurile le-am făcut în negru. Și păi cam atât pe exterior. Interiorul e cel stoc de mașini de Ford. NCAP 3 cred că e ăsta. Și se vede ceva de genul. Modul mai vine puteți adăuga ce număr vreți voi pe față. Eu l-am lăsat fără număr, că pare mai picuț mai agresiv. Oricum pe spate nu se poate schimba numărul. Inserția focus ca să vă aduceți aminte despre ce model este vorba. În mod mai vine cu încă o mașină, tot așa puteți să o adăugați. Dar se turnează tot la fel, deci e tot aceeași chestie. Nu înțeleg de ce au pus două mașini, dar modul în special vine cu mod plus un mod de sunet. Am vrut să zic tunet, nu știu de ce. Un mod de sunet și o să-l auzim acum în dată cum sună. Suntem la reprezentanța MAN din Cluj. O să trebuie să mergem tot în Cluj, dar o să traversăm tot Clujul ca să ajungem în partea în care vreau eu să ajung. Sunt undeva la 133 de kilometri, deci de unde suntem noi. Și asta mă întorc la modul de sunet, cum spuneam adineauri, și sună ceva de genul. Vine pentru 20-30 de... Bă, pentru 20-30 era bine. Vine pentru o secundă, două, cu acel minunat cold start de care toată lumea e atât de minunat când se aude la anumite mașini. Și da, e destul de interesant în anumite, la anumite mașini, dar nu la toate. Avem acel cold start. Bun. Astăzi este luni, când filmez voi o să vedeți video marți, pentru că duminică fiind ieri am postat acel cu RS6, la care acum o jumătate de oră am adăugat linkul de download, pentru că am uitat să-l pun. Noroc că am intrat pe mod și am mai verificat anumite chestii și am văzut că lipsește modul, dar în rest avem toate în descriere.
Am adăugat, deci modul, deci puteți să-l descărcați, e și funcțional link-ul că l-am testat. Și hai să ne întorcem la acest mod și să plecăm, pentru că se lasă noaptea și mie nu-mi prea place noaptea. Să conduc în jocul ăsta, așa că să ne și anume grăbim. Opa, stați așa. Opa. Bun. Bine, mă, nu mă interesează că oricum sunt cu mașină micuță. Nu sunt cu camion, man, să-mi cumpăr. Au, trebuie să o iau un picuț mai... Bun, așa. E foarte fârșneață mașinuța. Și e foarte jucăușă, îmi place. Să spunem așa. Nu să eu dau, nu să dau talpă, oricum am limitatorul pus la 90. Și e de ajuns. Bun. Hai să vorbim un pic despre calculator. Dați-mi și mie în comentarii un feedback cum se vede diferența între calculatorul vechi și ăsta nou. Apropo, aveți configurat în ultimul video postat calculatorul, cei care nu l-ați văzut. Dați-mi și mie un feedback. Bine, diferența între calculatorul ăla vechi și ăsta e că pe ăsta mai trebuie să fac niște setări la profil, plus reshade-ul, să-mi adaug din nou reshade-ul, pentru că nu îl am. Pe celălalt calculator îl aveam, pe ăsta nu îl am. Dar să-mi spuneți așa cum vi se pare că se mișcă și mai departe, așa mai departe, față de cel vechi. Cel vechi, dădeam drumul la filmare, aveam 50-60 de FPS-uri, nu știu constant. Ăsta, schimb, stă blocat în 60 de FPS-uri, cu filmarea pornită, cu tot ce trebuie. Și... curios și eu cum vi se pare, dacă este un update... un upgrade, mai bine zis, față de cel vechi. Nu mă interesează mama măsii de... mama măsii. Nu mă interesează, să zic așa. Știu că oricum este diferență mare între calculatorul vechi, fiind un AMD Ryzen 3200, prin o generație de Ryzen, și cea de buget, față de un Ryzen 7 2700 acum. Știu că e diferență destul de măricică, doar că vreau să mă aud și din partea, și din partea voastră acel feedback minunat. Bun, asta oricum eu nu o să mă las de filmat moduri, de făcute live-uri și așa mai departe. Plus că după, după filmarea asta cred că o să dăm drumul un pic la un live mai lunguleț, să spunem așa. Astăzi fiind luni. Pa, 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 pa. Mamă, am aruncat cu semnul ăla. Și bun, așa. O să dăm drumul la un live un picuț mai lung. Nu o să fie ca de obicei de o oră, maxim două. Vedem, poate face de vreo 3-4. Vedem. Eurotrack. Doar că aștept momentan. Acum o dăm, din una în alta. O să vă dau un mic spoiler iarăși. Mamă, ce mișto se vede în spate. Aștept acum să se deschidă un server pe care am jucat adineauri de 5M, până a hotărât fondatorul serverului să-l închidă și să-l refacă de la zero cu anumite chestii, am înțeles, de la anumite persoane care sunt un staff pe acel server și mi-a făcut la prieteni și jucăm împreună 5M cu ei.
nu știu cât o să mai dureze, dar eu în mare parte cam asta aveam de gând și de asta mi-a schimbat în mare parte calculatorul, pentru că pe 5M, când îi dăm drumul la live, nu se încărcau texturile, nu... Ce n-ai, bă, mă, n-am becurile aprinse, că e a doua oară deja. Ia stați așa un pic să verific. Da, am becurile aprinse cu metre. Ia stați așa. Aha, bun, acum le-am. Bun. Bun, revenind. Eu aveam mai departe pe 5M probleme, pentru că când mă jucam cu Shadow, vreau să dau drumul la live, nu mi se cărgau cu texturile, plincam prin hartă, aveam probleme, aveam foarte mare lag. Și de aceea a fost încă un factor la care am gândit să-mi schimb calculatorul. Pentru că da, știu, e bătaie foarte mare de cap în momentul de față cu plăcile video, nu toată lumea își permite să își cumpere placă video. E, nici eu nu mi-am cumpărat placă video, am noroc cu 1060-ul meu, să spun așa, care mi-a rămas. Și o să-i cumpăr pentru calculatorul vechi, o să cumpăr o placă video mai slăbuță și calculatorul vechi o să vină la frate meu, ca să se poată juca. Dar nu asta e momentul de față, nu asta e subiectul videoului, este vorba despre 5M în acest video. Și să mă reîntorc să spunem așa, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care vreiam eu neapărat să-mi cumpăr calculator sau să-mi fac un upgrade la calculator. Și doi la mână, am primit o ofertă, mama mătii, am primit o ofertă din altă parte ca să fiu live streamer pentru cineva. Nu o să vă zic momentan, pentru că nici eu nu știu multe până nu primesc răspuns oficial din partea cuiva de acolo, dar că atât pot să vă spun. Pot să vă spun în momentul de fapt. Și cu calculatorul vechi, sincer, nu știu dacă îmi făcea față să mă joc anumite jocuri, pentru că fiind de live streamer, automat am să cumpăr mai multe jocuri care îmi plac. Bine, tot pe simulatoare o să rămân, pentru că știți că mi-mi place mai mult simulatoarele și cele survival. Deci tot pe domeniul survival și simulatoare o să rămânem, doar că na, o să mai cumpăr și alte feluri de jocuri și așa mai departe, iarăși în 2021-2022 cam cer multe, mulți giga, jocurile, grafica e mai îmbunătățită, e normal și așa mai departe și... de asta spun, așa că... ăsta a fost încă un motiv pentru care am vrut să fac un upgrade la calculator. Și cel de-al doilea motiv era 5M, pentru că pe 5M poți să faci foarte frumos o poveste și de ce, dacă faci o poveste frumoasă, de ce să nu o expui și băieților, mă, dacă faci și fetelor, dacă sunt pe canal, să o expui și altora, dacă ești și faci YouTube. Am vrut să zic dacă ești YouTuber, dar eu unul nu mă consider YouTuber momentan și sincer nici nu o să mă consider YouTuber foarte mamă. Stați așa un pic. Ia stați voi așa un pic, că mie nu-mi dă ceva, îmi dă aici cu ceva cu virgulă, păi abia... Aha, deci pe acolo. Se poate merge și pe aici. Bun. Bun.
Și atatia, bun. Nu că mă cam derutat un pic aici drumul. E, bun. Dar problema a fost că am jucat vreo de 2-3 ori pe server și fondatorul acelui server, ca și paranteză revenind la 5M, a decis ca să schimb, să, dea, să oprească serverul și să... Hai că facem așa... ca să îl să-l refacă de la zero, din câte am înțeles. Momentan se lucrează la el, nu se știe când se va da drumul la server. Dar eu până atunci, ca să fiu sigur, trebuie să caut un alt server, chiar dacă nu-mi fac vreo poveste ceva. Trebuie să caut un alt server pe care să intru și să joc ca, și să dau drumul la live ca să testez, să văd ce și cum merge calculatorul și FPS-ul și așa mai departe. Pentru ca, ca data viitoare, când o să începem povestea oficială, să spun așa, să fie totul ca la carte. Mașinuța asta e prea genială. Fugea naibii. Și momentan joc din tastatură, chiar dacă volanul și-a revenit din neauri, se pare că a fost problemă de calculatorul vechi, dar efectiv nu înțeleg ce are. Așa, gata, hai că am intrat înapoi în Cluj și ajungem la destinație. Dar mă bucur că oricum și-a revenit volanul și nu trebuie să dau bani pe alt volan. Cu banii respectiv pot să cumpăr altceva, pot să-mi cumpăr mai mult de cumpărat anumite chestii ca să fie cum vreau eu, la ca să-mi termin calculatorul în sine, mi l-am terminat, doar să-mi termin să fie cum vreau eu setup-ul. O să intrăm aici la garaj. Unde este, mă, opor? Uite aici. Bun, cam asta e treaba. Cum ziceam, voi o să vedeți acest video, nu o să intrăm în garaj, o să parcăm frumos aici. Voi o să vedeți video mâine, fiind marți, după masă. Eu l-am filmat luni, video ăsta, așa că astăzi, după ce termin de filmat video, cam în vreo câteva zeci de secunde, ori să mă duc și eu să mănânc frumos, ca tot omul că n-am mâncat astăzi, fiind liber de la muncă azi, și o să mă duc să mănânc și eu repede ceva, după care o să dau drumul, pardon, mă scuzați, după care o să dau și eu drumul la live, un live cu plimbare, cu tier-ul, cu un skin anume. Intrați pe live și o să vedeți acolo. Bun. Băieți, cam ăsta a fost video. Cam ăsta a fost modul. Am dat-o de mai multe ori în parapeți, în garduri, în... Am ieșit de pe drumuri, ne-am mers exact cum trebuie. Asta e... Se mai întâmplă, dar știți că eu aceste videouri, slash prezentarea modurilor, nu le editez absolut deloc. Le lăs așa cum sunt, așa că ăsta a fost modul Ford Focus RS. O să vi-l lăs în descriere, iar și până data viitoare să ne auzim cu bine și cu noi live-uri cât mai curând cu 5M, sper. Și până data viitoare, eu am fost Cătă, aveți grijă de voi, urmați-vă visele întotdeauna, spor la muncă. Cei care sunt la muncă, cei care sunt la școală, spor la școală și ne auzim cu bine la următorul video și live-uri. Până atunci eu v-am pupat, aveți grijă de voi. Bye, bye.